Bună, bine ați venit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint rețeta de prăjitură de post cu nucă de cocos și zmeură. Aici aveți lista cu ingrediente și o voi posta și în cutiuța cu descriere. Foarte important, toate ingredientele să le măsurați cu aceeași cană. Pentru început pornesc cuptorul la 190 de grade căldură sus și jos. Peste făină adaug zahărul, praful de sare, nuca de cocos, coajă rasă de lămâie, coajă de portocală, praful de copt, vanilie și amestec totul foarte bine. După ce am amestecat bine ingredientele uscate, adaug uleiul și apa. Și omogenizez foarte bine să nu am cocoloașe. Cam așa arată aluatul. Îl voi pune într-o tavă cu hârtie de copt. Nivelez puțin. Adaug și zmeura. Eu am folosit zmeură congelată. Voi coace prăjitura timp de 30 de minute la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. Cam așa arată după ce s-a copt. Acum o voi lăsa să se răcească în tavă. După ce s-a răcit, am scos prăjitura din tavă și presar zahăr pudră. Iar acum o tai cu un cuțit zimțat. Cam așa arată. Este o prăjitură delicioasă, se face repede. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Și până data viitoare, la revedere!